Locuitorii județului Sălaj și nu numai sunt invitați miercuri 9 martie la expoziția Păsări și flori de pe Valea Barcăului, care se va desfășura în incinta Muzeului Județean din Zalău. Două colecționare locale vor expune piese de cultură țărănească din zona Barcăului din colecțiile particulare. Evenimentul organizat de Muzeul Județean de Istorie și Artă în colaborare cu Consiliul Județean Sălaj va avea loc în data de 9 martie la ora 11 la secția de istorie a muzeului și pune în valoare într-un mediu multietnic români și maghiari cercetările etnografice de teren din zona Barcăului. Colecționarele Ligia Alexandra Bodea și Poșta Roza vor expune din colecțiile particulare țesături românești și țesături maghiare, în special textile de interior, șterguri, fețe de masă, lipideaua, păretare. Alături de piesele tradiționale, elevi de la școala Simion Bărnuciu vor expune mici obiecte care îmbină tradiționalul cu modernismul, dedicate zilei de 8 martie. Publicul prezent, alături de specialiști în domeniu, sunt invitați la o dezbatere cu tema Tradiție și modernitate pe Valea Barcăului.